Noi percheziție la întreprinderea de stat Metal Feroz, dar și la câteva companii interpuse. În urma acestora, 7 angajați au fost reținuți într-un dosar pornit pentru spălare de bani și falsificarea documentelor. Procurorii anticorupție au efectuat în total 48 de percheziții, fiind verificate automobilele și locuințele inculpaților, inclusiv ale fostului director general de la Metal Feroz. Potrivit ziarului de gardă, acesta ar fi părăsit țara. Perchezițiile au început la prima oră. Ofițerii CNA și procurorii anticorupții au descins la sediul Metal Feroz din localitatea Ghidighici. Am încercat și noi să vorbim cu cei din administrație, însă paza nu ne-a lăsat să intrăm pe teritoriu. În scurt timp de noi s-a apropiat un angajat care ne-a confirmat că au avut loc perchezițiile, însă a refuzat să ne ofere mai multe detalii. A fost făcut perchezițiile? Eu aveți dreptul să las întrebări, eu pot să vă răspund sau nu, așa că vă doresc o zi bună. A fost cineva reținut? Nu. Procuratura Generală spune însă altceva. În urma perchezițiilor au fost reținuți 7 angajați. Aceștia sunt bănuiți că ar fi sustras bani de pe conturile companiei Metal Feroz, care aparține statului, fiind cel mai important exportator de metale feroase și neferoase din țară. Pentru aceasta, suspecții au creat o schemă, spun procurorii, prin care cumpărau, iar mai apoi vindeau deșeuri de metale. Tranzacțiile aveau loc cu documente false, prin intermediul unor activități de intermediere fictivă. Angajații făceau acest lucru pentru a crește artificial prețul la cumpărare, dar și pentru a micșora nejustificat prețul la vânzare către intermediari. Diferența de bani era însușită de către suspecți. Investigațiile procurorilor arată că din 2015 și până în 2019 o companie a trimis pe conturile întreprinderii de stat Metal Feroz peste 2 miliarde de lei. După aplicarea schemei, angajații s-au ales cu peste 215 milioane de lei. Suspecții sunt cercetați și pentru alte infracțiuni ce țin de încălcări la exportul metalelor colectate. În acest caz, suma prejudiciului ajunge la peste 133 de milioane de lei. Pentru a-i putea reține pe cei 7 suspecți, procurorii au efectuat astăzi 48 de percheziții la sediul Metal Feroz, la unele companii implicate în scheme, dar și la domiciliile suspecților, inclusiv la ex-directorul general al întreprinderii care, potrivit ziarului de gardă, ar fi fugit în țară. Nu este prima dată când oamenii legii descind la Metal Feroz. O altă serie de percheziții a avut loc în luna septembrie, în cadrul unui dosar pentru spălare de bani și falsificarea documentelor. Atunci însă nimeni nu a fost reținut. În ultimii ani, tot mai mulți politicieni au acuzat companie de stat că ar fi finanțat cu sume mari de bani Partidul Democrat. Acum jumătate de an, informația a fost confirmată de fostul deputat democrat Iurie Bolboceanu. Și lucrul ăsta mi l-a confirmat și Vasile Botnar, deputată Parlamentului, care s-a apropiat la un moment de mine și m-a avertizat că Metal Feroz este principalul finanțator al Partidului Democrat și el trebuie să rămână instituție monopol de stat, așa cum este. De altfel, partidul o rămâne fără finanțare. Din august, interimatul funcției a fost deținut de un cetățean moldovean născut în Polonia. El a succedat pe milionarul Alexei Țâmbrovski, care a condus compania timp de 5 ani. Metal Feroz este astăzi compania care a obținut cele mai mari cifre de afaceri dintre cele administrate de stat. Anul trecut, de exemplu, venitul ei, potrivit informațiilor oficiale, a fost în jur de 1 miliard 500 de mii de lei. Între timp, Consiliul de Administrare al Întreprinderii a organizat un concurs pentru a desemna un nou director general. 4 persoane au depus dosarele, iar în curând va avea loc proba interviurilor.